Noaptea în care Sfânta coboară pe pământ și îndeplinește și cele mai tainice rugăminți. Sfânta Cuvioasă Parascheva 2024. Pe 14 octombrie o sărbătorim. Viața curată, împletită prin rugăciune și fapte bune. Tinerețea care strălucește peste veacuri precum lumina din candelele fecioarilor înțelepte. Sunt pentru noi un îndemn la mai multă rugăciune și priveghere, la căutarea bucuriei pe care o aduce în inimi prezența Duhului Sfânt. Sfânta Parascheva, luminătoarea Moldovei, ne aduce din acea primă jumătate a veacului al XI-lea, în care a viețuit pe pământ, nădejdea biruinței asupra patimilor, dezbinărilor și necazurilor din lume. Prin iubirea smerită și atotputernică a Domnului Hristos, care iubește și adună pe toți oamenii. Potrivit tradițiilor din bătrâni, în această noapte cerurile se deschid, iar rugăciunile spuse din inimă sunt ascultate. Se spune că Sfânta Parascheva stă în genunchi în fața Domnului și cere îndurare și îndeplinirea dorințelor tuturor celor care se roagă. Când ceasul bate miezul nopții, cu gândul limpede și inima curată, aprinzi candela și trei lumânări luate din biserică și te așezi în genunchi, cu fața la răsărit. Bătrânii spun că e bine să ai icoana sfinte sau a Maicii Domnului. După ce te-ai lepădat de toate gândurile, toate cele rele, te gândești la dorința pe care o vrei și spui această rugăciune de trei ori. Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc, ca pe mine cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea Maicii sale și să mă îndrepteze, ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești. Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc, spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga lui neîncetat. Cheamă și Duhul Sfânt, izvorul care te-a întărit pe tine, Fecioară curată, la lupta cea bună, ca să-mi zidească mie inima curată și Duh drept, să înnoiască întru cele dinăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea o sârdie, ca să mă nevoiesc în viața curată și să mă întărească în faptele bune. Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o sfântă Parascheva. La tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale. Amin.